Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. Dăm startul astăzi unui nou maraton de promovare a tinerilor artiști eșeni. După o perioadă în care, din cauza condițiilor renunțate la nivel național, am fost nevoiți să stagnăm acest tip de emisiuni, sparge astăzi gheața Mădălina Așchiopoaie, interpret vocal, și vom discuta astăzi despre condiția artistului pe perioada pandemiei de coronavirus, cum își câștigă aceștia existența, dar mai ales când vor relua activitatea artistică și cum. Bună, Mădălina! Mădălina, bună. Tu bună, ești de acasă, de la tine astăzi, în platoul Bezei Live. Ce faci? Cum te simți astăzi? Bine, sunt puțin emoționată. Mulțumesc pentru această invitație și inițiativă, Bianca. Cum anunțam mai înainte, vom discuta astăzi despre felul în care își poate câștiga artistul existența pe perioada pandemiei și mai ales cum vă descurcați, că artiștii în general sunt persoane active, persoane care au nevoie să intre în contact cu foarte multe persoane. Cum e această situație? Cum e această perioadă pentru tine? Dar, într-adevăr, așa este. Noi, ca și artiști, avem nevoie aceasta de a simți aplauzele, de a fi în contact cu publicul. Perioada aceasta este puțin cam... de fapt, are și părți pozitive și părți negative. Partea pozitivă ar fi că ne putem dedica mai mult timp studiului, iar cea negativă că majoritatea evenimentelor sunt anulate, cântările de asemenea, și noi, ca și artiști autohtoni, dar unde să ne întreținem din micile economii pe care le-am economisit de-a lungul timpului. Însă, dacă ar fi să vorbim de artiștii naționali, aceștia, bineînțeles, poate au piesele semnate cu CMR și trăiesc din difuzările la radio, cum de altfel și ceilalți artiști, spre exemplu profesorii de canto, s-au axat, bine, majoritatea s-au axat pe mediul online, unii s-au apucat de vlog și pot trăi decât din vizualizările de pe YouTube, alții fac workshop-uri online, concerte, pro bono și cam atât. Ceea ce am observat, cel puțin în rândul artiștilor eșeni, este că foarte mulți au început să inițieze tot felul de sesiuni video live, prin care organizează diverse grupuri, cântă și așa mai departe. Cum? Da. Așa este. Majoritatea artiștilor fac asta pentru a menține încă contactul cu publicul, pentru a nu se face uitați. Și pentru că asta este în sângele nostru de artist, a transmite o emoție și a dărui o parte din noi prin intermediul muzicii. Cred că această perioadă învață pe artiști, poate să devină mai buni manageri artistici? De ce nu? Clar, această perioadă îi învață pe artiști să fie mult mai buni și să-și managereze timpul, să aibă contact cu publicul mult mai mult prin intermediul online, de a-și gestiona mai mult emoțiile, au timp să compună, au timp să își dedică mai mult timp lor. Pentru tine, cum a fost această perioadă? Această perioadă pentru mine a fost una, să zicem, benefică, pentru că am alocat mai mult timp studiului, am participat la diverse workshop-uri online organizate de către atelierul de voce, mai compun și cam atât. Citit, mai mult timp pentru mine. Trebuie să spunem urmăritorilor noștri că tu faci parte dintr-un grup foarte frumos, coordonat de Andra Botez. Așa este. Dă-ne mai multe detalii. De când? Ce se întâmplă acolo? Așa este. Urmez cursurile de canto la Atelierul de Voce și Muzică by Andra Botez încă din 2017. Bine, și cu mici pauze pe aici, pe acolo, vacanța de vară, știți și voi cum este. Este un grup foarte frumos, unde noi am creat mai mult de un grup, nu este totul profesional. Noi suntem ca și o familie, avem libertatea de a ne exprima, de a ne spune emoțiile. Suntem ca un fel de... Andra pentru noi este mai mult de atât, e un vocal coach. Ne învață să ne exprimăm emoțiile, organizăm întâlniri. Am și stabilit ca după terminarea acestei pandemii, terminarea, nu știu când se termină, dar să organizăm un grătar, să ne revedem curând. Am participat de asemenea și la ziua acestei anul trecut, acum nu s-a mai putut pentru că ne-am mobilizat și cu elevii acestea de la conservator, Ruxi Tomulesei, Marius Dămoc și ceilalți. Ne-am mobilizat cu toții și suntem un grup unit. Ați început cursurile online?
Da, încă din martie, de când s-a anunțat această perioadă, noi am început cursurile online și nu este mare diferență, doar că nu avem microfonul și nu suntem față în față în plan real, dar este ok și în plan virtual. Am observat foarte mulți artiști profesori care au ales această metodă să se reconecteze cu elevii lor. Pentru tine cum e? Nu e ciudat să comunicați prin intermediul unui ecran? Este ciudat atunci când se întrerupe internetul, când cade conexiunea, da. Dar este aceeași chestie, se predă aceeași tehnică, nu este... Cum am zis, este ciudat faptul că nu ești față în față să vorbești altfel, nu știu, diferite chestii. Acum noi ne axăm strict pe studiu. Deci, practic, cum se desfășoară aceste cursuri? Începeți cu încălzirea vocală, cânti, ea te urmărește, îți dă sfaturi? Păi, pentru început, eu sunt de părere că metoda Andrei este cea mai bună. De ce zic cea mai bună? Pentru că mai întâi începem cu un fel de ședință de coach. Cum te simți astăzi? Ce ai făcut? Adică, într-un fel sau altul, să-mi exprimăm emoțiile. Pentru că tu degeaba îmi dai mie o piesă cu care eu nu mă pot identifica dacă eu am o stare negativă. Așa că începem să discutăm. Mai apoi începem cu încălzirea vocală. Stabilim ceea ce trebuie să facem pe parcursul orei, repetăm piesa pe care am repetat data trecută pentru a vedea la ce nivel suntem, stăm pe pasaje și cam atât. Deci nu pare foarte dificil. Nu e foarte dificil. Nu este dificil, dar pe această tehnică vocală, CVT trebuie să stai mult, mult, mult pentru că își pierde din exercițiu dacă tu nu repeți o zi sau două și de aceea trebuie să fii într-un continuu studiu, iar această perioadă a pandemiei ne ajută, este una benefică. Trebuie să reamintim urmăritorilor noștri că în cazul în care au întrebări, le pot scrie pe pagina noastră de Facebook, iar eu îi le voi transmite Mădălinei. Mădălina, când se preconizează că ați putea relua activitatea artistică? Cred că undeva la sfârșitul lui august, începutul lunii septembrie, atunci. Cam atunci o să înceapă și cred că sezonul nunților, sezonul evenimentelor. Noi mai cântam, mai Andra mai organiza recitalul și mai cântam la Cafeneaua Piața Unirii, alături de trupă live. Și da, cred că la sfârșitul lunii august. Cred că a fost o perioadă foarte dificilă, mai ales pentru acei artiști care practic își câștigau existența prin aceste evenimente și iată multe dintre ele, chiar toate, s-au amânat. Din ce mai cunoști tu și din ce ai mai comunicat și cu alții, cum trece această perioadă de restricții peste artiști, artiști care depind, iată, de aceste fonduri câștigate pe perioada verii? Cred că perioada aceasta, cum am zis, în rândul artiștilor care cântă la nunți sau au diferite evenimente, este una puțin mai dificilă, făcând comparația cu artiștii naționali care au deja piesele publicate la UCMR și trăiesc din difuzările radio, cei care fac spoturi pentru radio, cât despre ceilalți ar trebui să se întrețină din economiile proprii și din capacitatea de exercițiu asupra, să dăruiască o mare parte din talentul pe care îl au publicului mediu online. Ceea ce mi se pare mie interesant la tine, Mădălina, e faptul că tu ești studentă la o universitate care nu are profil artistic și în continuare îți urmărești pasiunea pentru muzică și faci cursuri extra de canto cu Andra Botez. Cum îmbini cele două activități? Să fiu sinceră, Bianca, la început mi-a fost greu, pentru că și lucram, având și facultatea, trebuia să merg și la orele de canto, făcând abstracție de această perioadă a pandemiei. Bine, în această perioadă a pandemiei, punctul bun este că orele se fac online, nu trebuie să mă mai deplasez spre facultate și nici job nu mai am. Foarte bine. Și era foarte greu pentru că trebuia să mă împart într-o parte și în alta. Bineînțeles, pasiunea mea pentru muzică este vădită încă din copilărie. Cred că răspunsul ar fi: copilul din mine încă n-a murit și luptă pentru visele sale. Am ales să urmez facultatea de filosofie și științe social-politice, bine, acum sunt la masteratul de probațiune, anul 2, pentru că am considerat că este despre oameni această facultate. Sunt o fire empatică. Da, într-adevăr, nu are legătură cu muzica. Totul a început din copilărie, mi-am dorit să urmez
un liceu de muzică, însă neavând posibilități financiare am decis să rămâne în orașul meu natal, Târgu Frumos. Și mai apoi, ajungând la Iași, tot la fel, nu aveam o perspectivă largă asupra lucrurilor. Da, în sine mi-am doream să intru la conservator, dar nu aveam pregătirea necesară. Și ce am zis, până o să reușesc să ajung la acel nivel în care să pot cânta așa cum îmi doresc, a trebuit să fac ceva în această privință. Am urmat facultatea aceasta pe care o urmez în prezent și în prealabil fac și cursurile cu Andra. Și cine știe, poate o să mă scriu și la conservator, dar mai este drum lung până acolo, pentru că nici consul nu este ușor, trebuie să ai cât de cât pregătire și da. Cât de greu este pentru un tânăr să își câștige existența, să meargă la facultate și în același timp să plătească un curs de canto, cursurile de canto, cursurile extracurriculare, dacă să le numim așa, sunt în general destul de costisitoare. Cum a fost pentru tine, ca tânăr, care putea să aibă, bineînțeles, o vacanță, să își cumpere un obiect vestimentar, a ales, iată, să meargă la aceste cursuri? Cum a fost pentru tine? Cât de puternică a fost pasiunea să te determine să faci acest lucru? Așa este, ai dreptate. Aș fi putut să fac alte lucruri, dar lucrurile pe care tu le-ai enumerat adineori le voi face după ce voi ajunge la nivelul muzical pe care mi l-am dorit și mi-l doresc în continuare. Atunci când ai o pasiune, trebuie să lupți pentru ea, indiferent. Dacă nu investești într-un lucru, nu o să reușești să faci nimic. Într-adevăr, investiția a fost una pe măsură, dar, cum am spus, dacă îți dorești ceva, faci acest lucru. Am reușit să-mi plătesc orele de canto, bine, și cu ajutorul mamei mele, și cu jobul pe care l-am avut și, de ce nu, din bursa pe care o am de la facultate. Pentru că, cum am spus, îmi doresc acest lucru și vreau să evoluez și să am un parcurs frumos în domeniul muzical. Care e visul tău cel mai mare, Mădălina? Trăim într-o perioadă în care puțin se mai discută, din păcate, despre vise, despre realizări, despre planuri. Ne concentrăm cu toții, din păcate, spre ceea ce se întâmplă și ne afectează la nivel mondial, și anume această pandemie de coronavirus. Dar cred că e poate timpul, ușor-ușor, să ne îndreptăm puțin privirea și către visele noastre. Care e visul tău cel mai mare? Da, într-adevăr, această perioadă a pandemiei ne afectează, este cert, din punct de vedere economic și nu numai. Visul meu cel mai mare este, bineînțeles, să știți cu toții, cred, să devin o cântăreață de succes, să învăț să dăruiesc oamenilor, din punct de vedere tehnic, muzică, bine, și vocal, cert. Dar cred că cel mai important este să fim cu toții sănătoși și să ne îndeplinim obiectivele. Și pentru a ajunge la aceste obiective trebuie să primăm, în primul rând, sănătatea și să lucrăm pentru acest lucru. Să investim în noi timp și sursele necesare pentru a evolua. Mai ales pe plan muzical, având în vedere că industria muzicală nu este una ușoară. Nu zic ușoară, zic... Mă bâlbâi, mă scuzați. E firesc, Mădălina. Da, mulțumesc, Bianca. Este una ușoară deoarece, nu știu dacă ați observat bine, ceea ce o să spun o să fie cam dificil și o să mă judece cei de jos, dar nu mă interesează, spun ceea ce simt. Se intră pe nepotisme în industria aceasta muzicală, se intră pe cine arată cel mai bine, cine mai skinny. Bineînțeles, pentru mine, sunt sigură că va fi o provocare și a fost o continuă provocare să încerc să fac ceva în domeniu, având în vedere surplusul de greutate pe care l-am și nu cred că sunt singura care trăiește această experiență. Se pun multe etichete. Ca să ajungi acolo unde îți dorești, da, trebuie multă muncă. Trebuie multă muncă și trebuie investit în tine. Și să nu... cel mai mult sfat pe care mi l-aș da, acum că cum aș uita într-o oglindă, mi-l dau și mie, pentru că de multe ori vreau să renunț. Sunt nopțile acelea de dormite în care crezi că nu ești suficient de bună în ceea ce faci. Continuă asta, renunțare. Eu cred că asta face parte din parcursul evolutiv al artistului, faptul că își dorește să renunțe. E un fel de disonanță între a vrea și a nu vrea. De ce crezi că e atât de important felul în care arăți? Să nu uităm de cazul lui Adele, care a cucerit o lume întreagă cu vocea ei și pe atunci nu era deloc în parametrii care se stabiliseră 90, 60, 90. Și totuși a cucerit o lume întreagă prin vocea ei. De ce crezi că e atât de important să punctăm acest aspect? Cazul lui Adele este unul aparte, pentru că, da, cum am și spus, atâta timp cât lucrez
și îți place și investești în tine și ești suficient de bun, cred că uneori aspectul fizic nu mai contează, dar nu în România. Asta e cert. De ce? De ce? De ce crezi acest lucru? Ai auzit cazuri? Te-ai confruntat tu cu asemenea situații? Bineînțeles, de foarte multe ori am fost și la o preselecție, nu o să dau numele concursului, în care mi s-a spus, bine, într-adevăr, poate, nu că poate, nu aveam nici pregătirea necesară, dar mi s-a spus, tu ar trebui să slăbești dacă vrei să faci ceva cu tine. Și îți dai seama că acest lucru m-a demoralizat. Mădălina, cu aceeași situație s-a confruntat și Ruxy Tomulesei, care a fost invitată în emisiunea la noi chiar înainte de începerea pandemiei. Și aș vrea un pic să dezvoltăm acest subiect, pentru că cred că afectează foarte multe tinere. Și... poate ar fi momentul să fim un pic mai transparenți ca să putem rezolva aceste lucruri. Da, deci e o emisiune care se de talente care se desfășoară la nivel național, nu? Da. Da. Afectează multe tinere din rândul artiștilor și nu numai, pentru că suntem... Nu să-mi dau vina pe popor. De fapt, suntem o generație... ale căror stereotipuri primează. Adică se pune accent foarte mult pe imagine. Da, poți să zic că, da, uite ce frumoasă ești de la jumate în jos, nu se mai pune. Doar sper că înțelegi ce vreau să zic, am emoții. Nu știu de ce trăim mult pe chestia asta, că dacă nu ești 90, 60, 90, nu poți face nimic. Și am văzut și sunt cazuri în industria muzicală, nu o să dau nume pentru că nu... că nu-mi permit. Nu vreau să dau nume. Alegerea ta. Sunt fete, artiste. Bine, o să ziceți că ce cu tipa asta ia cu părerea care nici măcar nu are așa multă cunoștință. Da, o să am cunoștință muzicală, da, promit. În industria muzicală sunt diferite artiste care nici măcar nu cântă, dar pentru faptul că sunt frumoase și înalte și arată bine, acestea sunt mediatizate. Și sunt de părere că dacă vrei să atingi o treaptă evolutivă, trebuie să fii în armonie cu corpul și mintea ta. Și o să încerc, da, pentru a demonstra mie că pot, să slăbesc și să nu să renunț la visul meu de a face muzică. O să investesc în mine și... Asta le transmit și fetelor care se confruntă cu această problemă. Probabil acolo undeva este o fată care tot la fel se luptă cu surplusul de greutate, cu visul ei de a deveni un artist sau nu. Și se lasă descurajată de părerile celor din jur. Sfatul meu este acela să nu-i mai lași pe cei din jur să-ți spună ceea ce trebuie tu să faci și să acționezi. Ceea ce contează este ceea ce faci tu și să luți pentru idealurile tale. Pentru că vor interveni și diferite chestii, că nu am susținere financiară pentru a-mi urma visul. Păi atâta timp cât îți dorești să faci ceva, trebuie să lupți pentru asta și nu contează, sincer. Mă spun din cazul meu, nici eu nu am... o susținere financiară atât de mare încât să permit să fac un lucru, dar totuși am găsit soluții. Care ar fi următorul pas în consolidarea unei cariere în muzică? Cum am spus, cred că, să-ți spun sincer, mi-am dorit să apar într-o emisiune televizată și îți mulțumesc pentru oportunitate, pentru că este ok și pentru imaginea personală și îți mulțumesc din nou, Bianca. Îți crește poate imaginea de sine. Chiar, chiar mă gândeam zilele acestea că va trebui, mi-aș dori și mi-am dorit foarte tare să reluăm maratonul de promovare a tinerilor artiști eșeni. Sunt foarte mulți artiști care nu au avut șansa să fie ascultați și prin prisma faptului, în primul rând, pentru că nu sunt cunoscuți, nu au stârnit vreun scandal cunoscut la nivel național și așa mai departe și de multe ori sunt chemați în televiziune persoane care sunt deja realizate din punct de vedere profesional. Dar noi am oferit șansa, iată, și tinerilor să își spună cuvântul și mă bucur din suflet că emisiunea noastră vine în ajutorul vostru și că o simțiți așa cum ne-am dorit noi să o simțiți. Așa este și noi îți mulțumim pentru oportunitatea oferită și pentru inițiativă. Tu ai creat de altfel și un grup pe Facebook cu artiști ai Moldovei și asta, prin asta ne putem remarca noi și îți mulțumim. Într-adevăr, este ok și sunt de părere că această inițiativă pe care tu ai propus-o trebuie să continue.
să fie într-un continuu ciclu de evoluare, pentru că este o oportunitate bună pentru, cum ai spus și tu, pentru a te întări încrederea în sine, pentru a te face auzit. A te face auzit în ce sens? În a-ți exprima punctul de vedere. Și te felicit din nou pentru ceea ce ai făcut împreună cu echipa BZI. Mulțumim! Ce înseamnă pentru tine ca artist la început de carieră să fii invitat într-o emisiune, să poți să te expui exact așa cum ești, fără bariere, fără vreun speech realizat înainte de emisiune? În primul rând, pentru mine înseamnă emoție. Trebuie să învăț cum să gestionez emoțiile, pentru că, după cum vezi, am și emoții. Dar te am pe tine în față, ca și cărmuitor, și îți mulțumesc. Ești o persoană care rezonează cu cei din jur și empatică și transmiți încredere, astfel încât să nu mă faci pe mine să mă simt inconfortabil, și pentru aceasta îți mulțumesc. După cum am spus, ca și început de drum, este un început bun și îți mulțumesc pentru că mă lași să mă fac auzită și să-mi exprim punctul de vedere. Mădălina, care ar fi, că acolo am rămas și de acolo ne-am complimentat una pe cealaltă, care ar fi următorul pas în consolidarea unei cariere artistice pentru tine? Vreau să continui să urmez cursurile de canto. Intenționez să-mi deschid un canal de YouTube. Eu am luptat mult cu teama asta de a nu fi judecată, de ce spune X, ce spune Y, și cred că o să fac chestia asta, să deschid un canal de YouTube. În prezent mai compun și versuri pentru studioul Touch and Records și o să încerc să iau legătura cu băieții de acolo. By the way, un personal foarte, foarte de gașcă și tineri cu inițiativă. Și vreau să scot, de ce nu, și o compoziție proprie. Ori la Andra, ori la băieții de la Touch and Records, că și Andra are studio de muzică. Super! Și după? Tu vrei și totuși să fii interpret. Asta e o altă latură de-a ta, cea de scriitor. Da, îmi doresc foarte mult să ajung un performer în adevăratul sens al cuvântului. Pentru că a fi artist nu înseamnă doar să nu dau vina pe cei care le se compune muzica, deloc piesele. A fi un artist complet înseamnă să-ți compui și versurile, pentru că tu, practic, trebuie să transmiți publicului ceea ce ești cu adevărat, să dorești parte din tine. Și îmi doresc să am un parcurs evolutiv frumos, pentru care voi investi timp și resursele necesare pentru a face asta. Te gândești să participi din nou la o emisiune televizată cu profil artistic? Sau a fost un șoc prea mare pentru tine ceea ce s-a întâmplat? Șocul a fost mare, da, de ce să nu recunosc, da, am fost traumatizată, dar știți că când ai pierdut, tu pierzi bătălia practic atunci când renunți. Și eu nu am de gând să renunț și chiar m-am înscris din nou la acel concurs. Exact la același? Exact la același, pentru a demonstra ceea ce pot și ceea ce sunt. Și fac asta pentru experiență și pentru a întări stima de sine, pentru dezvoltare personală și pentru a acumula cunoștințele necesare în bagajul acela pe care eu vreau să-l fac în parcursul evolutiv. Și cam atât. Cum îți amintești tu de experiența aceea pe care aproape că nu vrei să o mai atingi, măcar cu gândul? Experiența, bineînțeles, m-am dus cu... Povestește-ne exact cum s-a întâmplat. Ai mers la concurs, ai prestat momentul artistic și după aceea? Da, am prestat, bineînțeles, mergând la concurs, am mers cu inima deschisă, cu speranță, cu având încredere necesară. Am prestat momentul artistic, dar poate nu eram pregătită, într-adevăr. Dar mi s-a spus că tu, dacă vrei să faci ceva, trebuie să slăbești. Și... Ce le-ai spus tu atunci? Știi ce le-a spus eu atunci? Vă mulțumesc și am pus capul în pământ. Atât. Atât. Părinții tăi ce au zis? Nu prea am discutat despre chestia asta, cum ți-am spus, și sunt și puțin așa retrasă. Îmi place. Stâng foarte mult în mine și comunic cu sinele. E trist, dar mă bucur din suflet că ești ambițioasă și că ai decis să mai mergi exact la același concurs pentru a-ți învinge teama aceasta. Mădălina, pentru că ești o interpretă foarte bună, te provoc, dacă ești pregătită, să ne cânți ceva.
Da, o să încerc să fac, o să încerc, o să cânt. Just want to close where you can stay forever. You can be sure that it will only get better. You and me together through the days and nights. I know worry, cause everything's gonna be alright. People keep it talking, they can say what they like, but all I know is everything's gonna be alright. No one, no one, no one can get in the way of what I'm feeling. Nimeni, nimeni, nimeni can get in the way of what I'm feeling. Mulțumesc, Bianca! Bravo! Îmi pare rău că nu ești cu noi în platou astăzi să-mi transmiți emoția asta, dar chiar uite și printr-un ecran ai reușit să transmiți emoții. Ai un timbru vocal deosebit și am observat o tehnică foarte bună și că toți suntem la acest capitol. Cât de importantă este tehnica pentru un artist, tehnica vocală? Că nu e de ajuns să ai doar talent. Dacă ai talent și tehnică vocală, ai câștigat Golden Bass, într-adevăr. Tehnica vocală este foarte importantă. De fapt, eu sunt de părere că avea tehnică vocală, dacă ai tehnică vocală, ai totul. Pentru că de învățat poți să înveți să cânti, dar a ști cum să ții poziția limbii, a înțelege corpul, a intra în memoria mușchilor, pentru a intra în memoria mușchilor ceea ce faci, trebuie să ai capacitatea de exercițiu. Și recomand, chiar recomand din tot sufletul, ca toți artiștii care vor să facă o evoluție asupra profesiilor, să încerce să facă o oră de canto la atelierul de voce și muzică Baian Drăbotez, pentru că se studiază o tehnică foarte frumoasă CVT, Complete Vocal Technique, și avem și un grup, de curând Lucia Ciubotaru a creat un grup pe pagina de Facebook pentru a ne oferi mai multe detalii despre această tehnică. Cum se numește grupul? Vocal Team by Lucia Ciubotaru. Nu mai știu, o să vă arăt nasol. Eu cred că dacă dăm un search pe Facebook îl vom găsi cu siguranță. Da, da. Ce se învață la orele de canto? Cred că sunt foarte mulți care se uită în acest moment la emisiunea noastră. Mulți dintre ei sunt artiști. E o emisiune cu și despre artiști. Dar sunt și multe persoane care nu cunosc acest domeniu și poate ar fi interesant să afle ce se întâmplă la o oră de canto. În primul rând, te învață cum să lucrezi cu tine și cu corpul tău, cum să imprimi memoria mușchilor funcțiile vocale pe care tu trebuie să le știi, de la neutral până la overdrive. Te învață cum să ții poziția gurii, a limbei, laringelui, cum să lucrezi cu diafragma. Te învață tot ceea ce este necesar pentru a te ajuta pe tine ca și artist. Cum contribuie aceste cursuri de canto la dezvoltarea ta ca artist? N-ai fi putut să iei aceste lecții de pe YouTube, de pe internet, că știu că sunt la îndemâna oricui? Bineînțeles, s-a făcut și asta, am luat și de pe YouTube și de pe internet, dar am considerat că trebuie să aduc un alt aport pentru a avea rezultatul dorit. Și, după cum spuneam, tehnica vocală contează foarte mult. Contează foarte mult pentru că dacă tu știi cum să-ți poziționezi, spre exemplu, limba, cum să ții poziția gurii, o să dai și twang-ul. Twang-ul este un element foarte important. Pentru ce că, practic, explică-ne ce înseamnă twang. Aici, dacă vine Andra, o să mă bată, dar... Da. Twang-ul, practic, dă filtru pe voce. Te ajută să ții, spre exemplu, dacă tu cânti... Așa. I just want you close, where you can stay forever. Nu-i nimic. Pe când pui twang de aici, de sus, de lângă laringe, o să dai filtrul pe voce. I just want you close, where you can stay... E la nivelul corzilor vocale. Foarte interesant. Vă poate da, Andra, mai multe detalii. Foarte interesant. Mădălina, ce face diferența dintre un artist care transmite și un artist care nu transmite? Pentru că, așa cum am discutat și în emisiunile anterioare, sunt artiști care, deși au o tehnică vocală extraordinară,
nu ne determină să ne facem acea piele de găină, replica recunoscută la nivel național? Cred că, nu, că cred, că cacofonie. De fapt, emoția, faptul că trăiești, degeaba tu te pui în fața unui microfon și începi să cânti tehnic. Dacă tu nu transmiți, cum spuneai și tu, publicului emoția pe care tu trebuie să o transmiți. Dacă nu ai trăit acel lucru, de exemplu, cineva ți-a scris ție piesa, da? Tu trebuie într-un fel sau altul să rezonezi cu ceea ce transmiți publicului. Părerea mea este să se pună mai mult suflet și mai multă dedicare și pentru că muzica despre ce este, de fapt? Despre a lăsa libertatea de a te exprima, de a-ți spune povestea, de a fi, spre exemplu, persoana respectivă. Să zic așa, tu ajungi seara obosită de la serviciu și te pui în pas și îți pui căștile în urechi, da? Tu ai nevoie ca acel artist să-ți transmită ție acea emoție și să rezoneze cu tine, practic, el să fie vocea ta. Și tu, când asculți, să înțelegi ce vreau să zic. Cum atingi tu, ca artist, această emoție pe care ulterior o transmiți publicului tău? Apelezi la memoria afectivă, îți imaginezi ceva înainte să începi momentul artistic. Cum se desfășoară practic această activitate? Categoric, memoria afectivă joacă un rol foarte important. Ca să am acel declic, în primul rând, îmi repet mie în gând, sunt bună și îmi aleg piesa cu care eu rezonez. Și o cânti tu după aceea. Da, da. Cum facem cu emoțiile? Cum reușim să scăpăm de emoții? Încă ai emoții după atâta timp când te urci pe scenă? Încă am emoții, da, pentru că e firesc. Dacă nu ai mai avea emoții, ai fi pur și simplu așa ca un... Nu dau vina pe persoanele care nu au emoții, pentru că au învățat să le gestioneze. Dar sunt de părere că și persoanele care au învățat să le gestioneze tot au un 10% acolo cu care trebuie lucrat. Dar despre asta sunt sigură că ne vei povesti tu, Bianca, despre gestionarea emoțiilor. Da, am să vă povestesc într-o altă ediție. Dar tu cum faci? Nu știu, sunt niște tehnici, știu că se folosesc tehnici de respirație, tehnici de impostație. Da, uite, am avut recitalul trecut prin februarie, tot la fel la Cafenea. Iar Andra ne-a luat pe toți și a făcut un fel de încălzire, să gestionăm cumva emoțiile pe care le avem. Tot la fel cu... ne-am încălzit făcând niște exerciții din diafragmă. Ne țineam așa de partea diafragmei de sus de aici. Și făceam... de mai multe ori, repetat și constant, pentru a-ți relaxa mușchii, pentru, bineînțeles, ne-am încurajat fiecare, noi între noi, pentru că contează foarte mult să ai un suport de grup și sunt de părere că trebuie să ai multă încredere în tine, dar aici intervine problema de încredere în tine pe care o ai. Și cred că ai nevoie de cei din jur să spună, ești suficient de bună, hai că poți. Și din moment ce cineva îți spune, hai că poți, se imprimă. Sunt momente în care, așa cum am mai auzit, artiștii privesc în jur, în public și preiau emoțiile de pe chipurile celor care îi privesc. Ți s-a întâmplat vreodată să te blochezi în timpul unui moment artistic pentru că ai preluat starea unei persoane din public? Da, eu sunt genul de persoană care sunt foarte, nu știu să zic, pesimistă, adică, de fapt, nu. Spre exemplu, ating nota respectivă, dar mie mi se pare că nu o ating. Și profesoara de gata o spune, măi, tu chiar o atingi. Așa și cu publicul. Stăteam și cântam și erau niște tipe în față care se uitau așa. Și eu am considerat că, băi, ce-am făcut? Nu sunt suficient de bună, nu a fost ok. Astfel încât am reușit să am câteva scăpări în momentul în care am reușit să iau din emoția pe care persoana respectivă a transmis-o, dar apoi m-am reabilitat pentru că am avut și persoanele care mă susțin lângă mine. O aveam și pe Andra fața care spunea, hai că poți, mulțumesc! Și a fost bine. Câte ore de pregătire faci zilnic? Studiez, să zic așa, ca sinceră să fiu, ar trebui mai mult. Aude, Andra, cam așa, o să mă spune. Maxim jumătate de oră.
aici zic sincer că sunt leneșă, dar de la un tip încoace ofer mai mult timp, aloc mai mult timp exercițiului. Care crezi tu și care simți tu că e situația artistului, și vorbim aici de artistul din regiunea Moldovei? Se spune că la București sunt mai multe oportunități, dar în egală măsură sunt și mulți oportuniști. Cum e regiunea Moldovei? Cam câtă muncă trebuie să depună suplimentar, poate, un artist dintr-o regiune ca a noastră, ca să ajungă la performanța de a fi cunoscut la nivel național? Trebuie să ai dreptate, trebuie să muncești foarte mult, mai ales în zona noastră aici a Moldovei. Dacă ar fi să vorbim despre București, dar acolo oportunitățile sunt mai mari. În primul rând, trebuie să te axezi foarte mult, mă repet iarăși, în investiția în tine. Trebuie să-ți alegi o persoană, un antrenor vocal care să investească în tine timp și resursele necesare, tu să exersezi zilnic, să te pui în contact cu anumite persoane care sunt în domeniul muzical pentru a te ajuta. De ce nu să faci diferite, ca să poți să devii cunoscut și viral, ne putem ajuta de platforma Facebook cu diferiți vloggeri în care tu să devii cunoscut, să profiți de această oportunitate, cum este această emisiune, pentru a te face auzit, să scoți diferite cover-uri. După cum am zis, mediul online este unul foarte important și dacă tu continui să postezi, să scrii zilnic, cred că ușor, ușor, dacă ai persoane necesare cu anumiți urmăritori și așa, poți deveni cunoscut. Să scoți o piesă, de ce nu? Te-ai gândit să pleci și tu la București? Da, m-am gândit să plec la București, dar o să folosesc o sintagmă, nu sunt câinii cu colaci în coadă. Ce poți face aici? Ce faci aici poți să faci și la București. Dar, într-adevăr, sunt mai multe studiouri, acolo practic ai mai multe deschideri. Dar și aici poți face acest lucru. Ceea ce e îmbucurător pentru interpreții vocali, cred eu, e faptul că și la Iași s-au deschis mai multe studiouri de înregistrări decât erau înainte și sunt coordonate de artiști tineri, artiști cu perspectivă, artiști foarte bine instruiți, artiști care au finalizat studii de specialitate și oferă prin această posibilitate, oferă șansa artiștilor tineri și nu numai de a înregistra piese care mai târziu ar putea fi cunoscute la nivel național. Ai încercat să iei legătura cu astfel de persoane? Așa este, chiar încurajez această inițiativă. Da, păi Andra de altfel are și ea studio, Tudor Olărașu, cu el am discutat despre acest lucru. Bineînțeles, am tot amânat acest lucru din motivele fiind financiare, dar este pe lista mea de priorități. A scoate o piesă, a evolua împreună cu acești tineri artiști. Cam cât costă să îți înregistrezi o piesă? Să fiu sinceră, în jur de 2000 de lei, să zic așa. Uh-huh. În jur de 2000 de lei, bine, dacă o să vrei și videoclip, costă în plus. Trebuie textier. Bine, tu știind să scrii deja texte și având experiență, cred că nu va fi aceasta o problemă. Și care ar fi următorul pas? Să zicem că ai deja înregistrată piesa. Care ar fi următorul pas? Cui te adresezi? În primul rând, da, mă adresez publicului, dar o să încercăm să o dăm foarte mult pe radio, pentru că acolo prinde foarte mult. Bineînțeles, și în mediul online, pentru a te face cunoscut și cam asta. Cum arată o zi în plină pandemie de coronavirus pentru Mădălina Așchiopoaie? Păi, mă trezesc. Acum o să zici că, băi, ce inventează asta? Dar uneori chiar mă trezesc cu o linie melodică în cap, mă scol din pat, mă pun pe fotoliu și încep să cânt. De la un tip încoace îmi pun și mi registrez, ca să zic așa, linia melodică, compun, mă apuc de citit, citesc câteva cărți, mai lucrez și la dizertație pentru că este prioritară și exersez foarte mult această tehnică CBT,
Ascult diferite materiale pe YouTube despre tot la fel despre muzică. Îmi pun piesele la care eu cu care vreau să lucrez, pe care vreau să le învăț și cam atât. După ce finalizezi studiile în domeniul în care vrei să activezi, ce faci? Sunt de părere că aceste studii nu trebuie finalizate, tu trebuie să fii într-un continuu exercițiu. Nu poți să zici că, bă, uite, fac 3 ani, da, gata, de acum mă las. Nu, tu trebuie să exersezi mereu și trebuie să ai pe cineva care să te îndrume și să alegi persoana care chiar vrea să te ajute și să investească timp și resurse în tine. O să continui să studiez și o să încerc ușor, ușor să urc această scară ierarhică pentru a ajunge acolo unde îmi doresc. Te gândești să mergi mai departe, să continui pe direcția pe care ai început? La ce te referi? Pe plan muzical sau nu, 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 nu. Facultatea? Da. Da, îmi doresc și asta. Bineînțeles, până devii un artist cunoscut și să ajungi la inima publicului, necesită ani de muncă și pentru a face acest lucru trebuie să ai și o resursă financiară din care să trăiești pentru a investi în aceste cursuri de canto și de ce nu în alte dorințe pe care tu le ai. Să mă angajez pe domeniu ar fi o oportunitate tot la fel unică, pentru că trebuie, noi ca și artiști trebuie și să și mâncăm, nu? Când te gândești că vei putea relua activitatea în fizic la cursuri? Când se vorbește? Andra zicea ceva de luna august, cam în luna august. De ce, dacă totuși s-au ridicat restricțiile? Sunt deja școli de muzică în Iași care s-au redeschis. Da, dar poate să fie un flux atât de... Să zicem așa, dacă vine un control, este un flux mare și plus că spațiile închise trebuie să purtăm măști, nu? Cum poți să cânt cu masca la gură? Cu ea acolo, practic. Plus că vin elevii, pleacă elevii, este și Pamela care este și ea acolo, este și Bogdan cu trupa, mai registrează și el ceva pe acolo. Sunt foarte mulți oameni și cred că asta ar afecta puțin pentru și pentru siguranța Andrei și pentru siguranța noastră. Este preferabil să păstrăm... Pe mediu online. Mă, Delina, o întrebare care a persistat de-a lungul emisiunilor noastre este: care crezi tu că e rolul artistului și dacă publicul apreciază, iată, artiștii la început de carieră? Rolul artistului este acela de a dărui, de a fi o voce, nu un eco, și de a-i ajuta pe cei care își doresc să facă ceva. Pentru că noi, practic, ca și artiști, trebuie și suntem un exemplu pentru cei care ne urmăresc și cei care ne ascultă, pentru că așa valorificăm în rândul tinerilor. Nu sunt doar adulți. Bine, spre exemplu, să zic așa, eu să fiu un artist, sunt un artist, dar zic în plan mai mare, mă refer la un performer, da. Eu trebuie să am grijă ce fac și ce spun, mă refer în plan muzical, pentru că sunt și copii care ne ascultă și trebuie să fim un exemplu, cum am spus. Trebuie să oferim publicului, să dăruim o parte din noi, dar nu într-un sens negativ, să promovăm alte lucruri care promovează actualmente. Sunt artiștii destul de, să zicem, răsplătiți din punct de vedere financiar? Când sunt la început de drum, nu sunt atât de răsplătiți din punct de vedere financiar. Se câștigă bine pe perioada asta anunților, ca și artist. Dacă, spre exemplu, ai o trupă și ești cât de cât cunoscut, poți face cât de cât în plan financiar să fii mai satisfăcut. Dacă ar fi să vorbim de artiștii naționali, aceștia, da, au piese înregistrate la UCMR, trăiesc din difuzările radio, din spoturi publicitare, din campanii. Da, ei, da, sunt. Dar noi, ca și artiști autohtoni, trebuie să lucrăm la asta. Mădălina, pe live-ul nostru oamenii apreciază, unii dau inimioare, alții dau like-uri, alții mai comentează de bine, alții mai comentează de rău, dar mi-a atras atenția un comentariu al domnului Lică Codrescu. Spune: cine sunteți voi, vedetele? Ceva muncă serioasă pentru vedete.
Știm foarte bine că nu numai la nivel local, ci și la nivel național, sunt foarte multe persoane care, din fotoliu confortabil, neavând foarte multe realizări în viață, își permit să își dea cu părerea în privința artiștilor, a oamenilor de afaceri, a politicienilor și așa mai departe. Cât de greu este pentru un artist, ca să-l facem și pe domnul Lică Codrescu să înțeleagă, cât de greu este pentru un artist să primească aceste comentarii gratuite, să zicem așa? Domnului Lică Codrescu vreau să-i mulțumesc pentru acest comentariu. Critica constructivă este de apreciat, dar aici nu cred că joacă un rol de constructiv, de a fi constructivă. Domnul Lică Codrescu, pentru a ajunge unde sunt astăzi acum, pentru a fi în fața Biancăi, au fost multe nopți nedormite, multe investiții pe care eu le-am făcut din propriul buzunar pentru a evolua și pentru a avea un parcurs evolutiv foarte bun. Dacă dumnealui, din frustrările pe care le-a acumulat pe parcursul anilor și din incapabilitatea de a avea curajul de a lua deciziile pentru evoluția lui personală, nu a reușit să facă asta, am să rog să nu critici. Mădălina, scuză-mă, cred că oamenii s-au obișnuit să vadă la televizor doar artiști, aceiași artiști din anul 1990 până în prezent, abia aceiași sunt artiști. Mulți dintre ei poate nici nu au calități vocale, dar pentru că s-au obișnuit în direcția aceasta, îi acceptă doar pe ei. Să nu uităm că la nivel național se promovează acum două non-valori. Știm foarte bine despre cine este vorba. Oamenii țin televizorul aprins pe acest program să vadă aceste două personaje, iar când apare un tânăr artist care efectiv se chinuie să își câștige existența prin ceea ce iubește el mai mult, iată, este pus la zid și este judecat. Este destul de trist și acceptăm și aceste păreri, dar din păcate cred că ar trebui să le vindecăm aceste răni prea adânc împământenite, să le numim așa. Dar ca să dăm într-o altă notă mai pozitivă, Mădălina, ne mai cânti ceva? Știu că n-ai fost pregătită, te iau prin surprindere. Iar Bianca, tu, ce să mai cânt? Am insistat foarte mult pe asta cu Alicia Keys. O să încerc să cânt prima piesă cu care am participat la recital. Ia să vedem! A fost mai mult așa o chestie de vorbită, o răpăială. You say you a gangsta, that don't impress me none. You say you a gangsta, ain't seen a thing you done. I do it all myself, I ain't getting care from no one, from no one. Yeah, I'm young, 24, living in a crazy world, but I know the difference between a man and a whore. You're frowning like a guy, you claim the heat in all your watches, cause you're telling you the time and you watch it. I sound like my bra, și cam atât. Felicitări! Suntem bucuroși când vedem, iată, tineri care luptă pentru visele lor. E adevărat, trăim într-o țară în care ne chinuim poate de pe mulți dintre noi să supraviețuim de pe o zi pe alta și sunt puțini cei care mai aleg să facă ceva și pentru sufletul lor, să dezvolte latura artistică și așa mai departe. Mădălina, te felicit pentru inițiativa ta și apreciez enorm de tare faptul că ai lăsat emoțiile deoparte și ai ales să fii astăzi alături de noi în maratonul de promovare a tinerilor artiști eșeni. Și ca să nu încheiem într-o notă așa cum am inițiat-o anterior, dacă ar fi să ai puterea de a schimba ceva în felul în care este privit artistul la nivel național, ce ai face? Pentru o zi, să zicem că ai puterea asta supranaturală. Campanii de combatere a acestor stereotipuri, cum a fost a domnului Lică. Îi ții minte și numele. Da. Pentru a combate acest lucru, aș face un material informativ, o comparație între artiștii de ieri și artiștii de astăzi. Sunt de apreciat, cu toții sunt de apreciat, toți artiștii sunt de apreciat, dar ar trebui să lăsăm și să facem loc noilor generații ce urmează, generațiile care doresc să se exprime și să dăruiască parte din ei în plan muzical și să ne conformăm cu ceea ce este și să apreciem. Și da,
fiecare om are capacitatea de a asculta ceea ce dorește. Și domnul Lică, vă rog să ascultați ceea ce vă place dumneavoastră, noi nu vă obligăm să ne ascultați. Mulțumim! Foarte interesant, avem un comentariu, Cătălin Maxim spune că are 30 de ani de activitate artistică, a vindecat multe suflete și a contribuit cu toată inima la această secțiune delicată, numită artă. În această perioadă foarte confuză, nu am avut niciun fel de ajutor. Dați-mi niște detalii în legătură cu această problemă. Mulțumesc! E un pic, domnule Cătălin, cam ambigu mesajul dumneavoastră. Cred că vă referiți la cum v-ați putea câștiga existența, dacă nu greșesc. Dacă aveți, cum spunea și Mădălina, ea participă la niște cursuri online organizate de profesorul Andra Botez și practic și Andra Botez își câștigă existența prin această manieră, ați putea poate să încercați și dumneavoastră să predați ore de canto sau pian, depinde ce ați studiat. Este trist, Mădălina, sunt foarte mulți artiști. Noi, într-adevăr, am organizat un grup pe pagina de Facebook, un grup închis Artiștii Moldovei, unde discutăm tot felul de probleme cu care se confruntă artiștii. Și, într-adevăr, e o perioadă moartă pentru mulți dintre ei, mai ales cei care sunt interpreți vocali, actori și așa mai departe. Prietenii tăi din branșă, cum trec peste această perioadă? Cum ar putea să-și câștige existența dacă nu predau canto? Sau cum ai mai auzit că se descurcă? Ce mai fac ei? Este, într-adevăr, o perioadă dificilă. Din câte știu, majoritatea colegilor mei... Ai spus că nu, dacă nu predau. Dacă nu predau, se axează foarte mult pe a-și câștiga existența pe economiile pe care le-au făcut aceștia pe parcursul timpului. Majoritatea care au, spre exemplu, conservatorurile de canto și așa, pot preda, pot organiza workshop-uri online, cum face și Andra de altfel, tot la fel, pentru beneficiul nostru. Și sfatul meu este acela de a nu renunța, de a nu claca, pentru că o să treacă, perioada asta trece și nimic nu este întâmplător. Tot ceea ce este oferit, este oferit cu un scop, iar Dumnezeu are grijă de noi. Mădălina, sunt și foarte mulți artiști cu siguranță care se uită în acest moment la noi. Și oameni care nu sunt neapărat artiști, dar care au în sufletul lor un vis, îngropat poate de timp, îngropat pentru că nu au avut curajul să facă primul pas, îngropat pentru că s-au izbit de anumite situații care i-au făcut să renunțe. Tu, o tânără promițătoare, aș vrea să te provoc să ne dai un sfat, ca de la suflet la suflet. Cum să ne urmărim visele, cum să le urmăm, cum să fim prezenți în visele noastre și să muncim să le atingem? În primul rând, să nu renunți. După cum am spus, să ai pierdut bătălia atunci când ai renunțat. Da, îți poți acorda un moment de respiro în care să analizezi lucrurile, dar după cum spuneam, îți dorești ceva să faci, luptă pentru acest lucru, pentru că nimeni nu o face în locul tău. Și pune-ți toate visele, speranțele în mâinile lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e Cel care ne ajută și este Cel care ne ghidează. Și tot ceea ce avem, avem datorită Lui. Și nu renunțați, exersați mereu, într-un continuu exercițiu. Notați-vă note pe telefon sau pe voi gândurile pe care le aveți. Acordați-vă timp vouă, fiți voi cu voi înșivă. Această perioadă este una benefică pentru voi și dezvoltarea voastră personală. Nu renunțați la visele voastre și continuați să sperați, pentru că mai devreme sau mai târziu totul o să se așterne așa cum vă doriți. Mădălina, mulțumim din suflet că ai acceptat invitația noastră. Te așteptăm poate și personal când vom trece peste această perioadă dificilă. Poate să vii chiar alături de profesorul tău, de mentorul tău, Andra Botez. Chiar am să o provoc și pe ea, dacă se uită în acest moment la noi la emisiune. Andra, te provoc în direct să intri în direct cu noi sau să vii în studioul nostru. Foarte mulți elevi de ei au venit la noi în emisiune și ea n-a venit, așa că o aștept cu mare drag și pe ea. Mădălina, ți-o urăm o zi superbă și o săptămână ușoară și țineți visele aproape.
Vă mulțumesc și eu și o zi frumoasă, Bianca. Mult succes în continuare. Mulțumesc încă o dată. Te pup. Îți spunem. Doamnelor și domnilor, atât a fost pentru astăzi. Noi ne revedem miercuri cu o nouă ediție în Maratonul de promovare a tinerilor artiști eșeni, miercuri de la ora 11. Până atunci rămâneți alături de colega mea, Roxana Caraiman, care de la ora 13 va avea o nouă ediție a emisiunii Bezei Live. Credeți în visele voastre și luptați pentru ele. Toate cele bune!